Bună seara și a revenit cu drag la Profonec, exerciții de matematică, la algebră și geometrie. Nu uitați să dați like și share. Așa este, Adi. Vreau să spun, Adi, că buna dispoziție pe care ne inspiri tu la începutul lecției a trebuit să ne țină toată lecția. Este suficient de mult dragoste, așa pe care o manifesti tu în cuvântul tău și în vorba ta, da? Haideți să pornim să facem operații în Z. Așa zice. Operații. Operații în Z. În mulțimea numerelor întregi. Și atunci m-am gândit să pornim la treabă cu mulțirea două paranteze. Mai țineți minte că am făcut noi odată, dar acum reluăm și la mulțirea două paranteze avem foarte multe lucruri, totul, absolut totul recapitulăm, da? Zicem așa, minus 3x plus 2y plus 1, totul de înmulțit cu 2x minus y plus 3 egal cu. Deci avem de înmulțit două paranteze. Dacă ar fi unul singur, poate ar fi bine să încep cu lucrurile mai simpluțe. Pe urmă și să facem câte un pas, câte un pas. Ia să zicem așa. Vă amintiți la clasă, când ați făcut în clasa a treia, distributivitatea înmulțirii față de adunare. Și era așa. 3 pe lângă 3 înmulțit cu 4 plus 5. Scrieți asta în 3. 3 înmulțit cu 4 plus 5. Este egal cu, Adi? 3 ori 4. Așa, 3 ori 4. Plus 3 ori 5. Plus 3 ori 5. Și egal cu? Egal cu 12. 12 plus? Plus 15. 12 plus 5 egal cu? 27. Da, 27. De fapt, dacă făceam 40 cu 5, 9, 3 ori, 9 ori 3, 27, nu? Deci, vedeți ce face. Mulțirea se distribuie celor doi. Dacă ați văzut trei termeni aici, ia pe toți trei. Cu alte cuvinte, acesta se mulțește cu toți care sunt în paranteze, da? Ia să zicem, dacă scriu așa, x înmulțit cu 2x plus y egal cu x înmulțit, Miruna? Ar fi egal cu x ori 2x plus x ori y. Deci egal cu x ori 2x, foarte bine ai spus, plus x ori y. X ori y. Dar aici e tot 2 ori, nu? Că da. 2 ori x. Și x ori x cât ar face? X la pătrat. X la a doua. Vă gândiți așa, 2 ori 2. În loc de 2 ori 2, zicem 2 la a doua. Da? De la operație cu putere, făcut în clasa a 5-a. Da? Deci zicem 2 egal mai departe cu 2x pătrat, 2 ori x pătrat, plus x ori y. Da? 2x pătrat, e bine, Adi, 2x pătrat plus x ori y. Ei bine, 2x pătrat plus x y nu sunt termeni asemenea. Doi termeni se numesc asemenea, dar cu aceeași litere, la aceeași putere. Aici, termenul de aici are doar x la a doua, da? Iar celălalt are x la a întâia. Și ăsta are și y. Vreau să vă întreb, ce părere aveți? 2x la a doua y și 3x, 3y, x la a doua sunt asemenea? Deci 2x pătrat y și 3yx pătrat sunt asemenea? Nu. Ba da. Că au aceleași litere, x și y, și x-ul la a doua, este cu aceea la a doua și y. Da? Aceștia sunt asemenea. Deci doi termeni, să zic, sunt asemenea, dacă au aceleași litere, la aceeași putere. Aceeași litere. Deci nu aceeași litere, nu coeficientul. Aici sunt două mere și din coace trei mere. Ai înțeles? Da? Asemenea. Deci doi termeni, notați-vă cuvintea asta, doi termeni se numesc asemenea. Da. Dacă telefonul, în timp ce vorbim, că... să știi că ce spun eu e atât de important, îndată o să vezi. Deci doi termeni sunt asemenea dacă au aceleași litere, au aceleași litere
la aceeași putere. Litere? Aceleași litere. Da. La aceeași putere. Și puteți dați exemplul ăla. Și exemplul ăsta, acesta. Exemplu. Exemplu. 2x pătrat y și 3yx pătrat sunt asemenea. La aceeași putere, da? Și sunt cuvinte scrise. Exemplu. Exemplu. Și la exemplu dați 2x pătrat y și respectiv 3yx pătrat. Da? Sunt asemenea. Dar dacă vă dau minus 5x pătrat y și respectiv 4xy pătrat. 4xy. Nu. De ce nu sunt asemenea? Pentru nu x la a doua. Asta e. Prima are pe x la a doua și alta este x la întâia. Y este și acolo și acolo. Dar nu e la fel. Deci clar, trebuie să fie aceleași litere, sunt aceleași litere, dar și la aceeași putere. Deci scriem acolo exemplu acela. Minus 5x pătrat y și 4xy pătrat nu sunt asemenea. Deci nu sunt asemenea. Spunem de ce nu sunt asemenea. În paranteză scris în cuvinte acolo că nu sunt asemenea. X-ul în primul termen este la a doua, în celălaltul este la a întâia, da? Bun. Și acum să ne întoarcem. Aici, aceștia doi sunt termeni asemenea? Nu. Miruna? Nu. De ce nu sunt? Adina. Fiindcă nu au aceleași litere și nici nu sunt la aceeași putere. De x la întâia, x la a doua. Nu sunt la aceeași litere. Clar că nu sunt, da? Ei bine, hai să mai încercăm acum încă ceva. Iată, minus 3x pe lângă minus 4x plus 7y. Egal cu. Adina, te rog să înmulțești. Egal cu minus 3x. Ori. Spune minus 3x în paranteză. Ori. Ori minus 4x. Da? Ori minus 4x. Așa am zis, da? Minus 3x ori minus. Plus, minus 3x ori 7y. Și egal acum, continuăm. Egal cu minus 12. Plus 12. Asta e plus, că e minus cu minus la mulțime, de fapt, plus 12, da? Da. Pe 12 plus, la a doua. 12 și așteptam pe ea să spune. 12? X la a doua. Da. X la a doua, de ce? Că x ori x face x la a doua. Da? 12 x la a doua. Semnul a fost important să spunem plus, să înmulțesc numerele și x-ul de 2 ori x ori x face x la a doua. Adi, aici? Plus, ia să vedem, 21. Minus 21. Deci minus 21. Minus 21. X ori y. X ori y. Da? Minus 21 xy. Și cu asta așa îngheață. Da? Nu mai am ce face. Bun. Dacă am să am așa, minus 5x plus 3y, totul de înmulțit cu minus 4x minus 3y, egal cu. Adi, cum propun? Păi descompunem, adică e minus 5 ori minus 4x plus minus 5 ori minus 3y, adică da. Practic ăsta de aici cu cei doi se distribuie la cei doi. Da, și 3y la cei doi. La cei doi, da? Practic, minus 5x înmulțim. Hai să o luăm așa ușor ca să înțeleagă toți. Minus 5x înmulțim cu toată paranteza a doua. Da. Cu minus 4x minus 3y plus urmează al doilea 3y termen, 3y, care se mulțește cu? Mulțit cu minus 4x. Minus 4x minus 3y. Egal mai departe cu. Te rog să vorbești, Adi. Egal, egal cu 20x pătrat. Foarte bine, 20x pătrat. Așa, plus. Bun. Important, plus.
minus 12 xy. Dar de ce? Ai, ești aici, Adi. Minus 5 și mulțești cu ăștia 2. Minus 5 x ori minus 3 y. N-ai terminat aici. Minus 5 minus 5 x, Adi, se mulțești cu minus 3 y. Da, bă, și dă 15 xy. Semnul. Plus 15, da? Plus 15 x, y. Plus 15, da, că minus ori minus, da, la înmulțire face plus. Plus, da. Da? 15 x, y. Așa. Madina? Aici, plus 3 y. Se înmulțește cu minus 4 x, începe. A. Cât face? 3, semnul? Da, Madina. 12. Semnul, atenție, semnul mă interesează. Minus. Minus. 12 x, clar, minus, da? Y. Minus. 12 xy, da, minus 12 xy, minus, minus, 9y la a doua. Minus 9y la a doua, minus 9y la a doua. Și altul. Hai să reducem termenul asemenea dacă or fi. Hai să vedem, x la a doua, mai avem undeva x la a doua? Nu. Nu avem. Îl scriem, 20 x la a doua. În xy, dacă avem termen, da, în xy. Da. Miruna, că sunt în xy? 2. 2 termeni. Ăsta și ăsta. Da. Te rog să spui, Miruna, cât rezultă plus 15 xy, minus 12 xy. Plus 15 xy. Împărțim la xy. Nu, nu. Nu, e și vorba de termeni astea. 15 mere, minus 12. 3xy. 3xy. Semnul plus, da? Da. Plus 3xy. Plus, de ce zici minus? Mai mare. A, da. Semnul cel mai mare, da? Deci, da, e semnul cel mai mare noi. 15 e mai mare decât 12, nu? Dacă luăm în valoare absolută. A, da. Dar hai să zicem, 15 mere, scădut 12 mere. Da, crezi că e 3 mere. 3 mere. Deci plus 3xy și y pătrat, dacă mai avem? Nu. Nu mai avem. Deci îl scriem minus 9y pătrat. Și că asta e forma la care am ajuns în urma înmulțirii celor două paranteze. Ce credeți că am recapitulat aici, în clipa asta? Prin înmulțirea acestor două paranteze. Distributivitatea. Deci, distributivitatea. Sau, ușor, spunem, am descoperit cum se înmulțesc două paranteze. Se ia primul din prima paranteză, se înmulțește cu toți ceilalți. Urmă, al doilea și iar cu toți ceilalți. Al treilea cu toți ceilalți. Așa se înmulțește. Dacă avem mai multe, sigur că da. Și am recapitulat, deci prima problemă care am descoperit-o ca noutate este asta. Cum se înmulțesc două paranteze? A doua problemă, semnii la înmulțire, dragilor, da? Plus cu minus la înmulțire. Când sunt dușmani, obținem minus la înmulțire, iar când sunt prieteni, obținem plus, simplu. Dușmani, minus, prieteni, plus. E clar, Adi? Dușman minus, prieten plus. Iar în continuare am avut ocazia să vedem și la adunare semnele. Adică am avut aici de redus termeni asemenea, de a și alte ce înseamnă termeni asemenea, nu uitate. Și de a foarte important, semnele la adunare. La adunare cum este? Când sunt la fel, îi adunăm și dăm semnul vor comun. Când sunt dușmani, se bat între ei, adică scade forța și cel mai puternic învinge. Simplu. Da? Adică se dă semnul cel mai mare. În loc să rețineți mecanic, faceți niște asocieri de astea. Deci, la mulțire, prieteni, totdeauna plus, dușmani, minus. Scrie-mă așa. Prieteni, înmulțire și împărțire. Scrieți-mă așa. Înmulțire și împărțire, că e același lucru. De asta vreau să scrie. Deci, la înmulțire și la împărțire, avem. Da? La înmulțire și la împărțire, avem legile. Hai să zicem legi. Legile, da? La înmulțire și la împărțire, avem legile. 1. Prieteni rezultă plus. Rezultă plus. Dușmani. Minus. Dezvoltă minus. Da? Dușman, rezultă minus. Prieten, rezultă plus. Dușman, rezultă minus. La adunare. Am mulțirea și împărțirea am dat odată, da?
la adunare. Prieteni. Legi? Da, la adunare, legi, da. Două legi. Legile de la adunare, care sunt. Unu. Prieteni. Prieteni. Plus? Vezi, nu? Prieteni, no. Nu? La adunare că sunt la fel, adică are. Prieteni înseamnă că sunt la fel. Ce facem? Le adun, le crește forța, da. Adică se adună și rămân prieteni. Da. Rămân la fel. Rămân cu semn. Rămân cu semnul lor. Dacă sunt plus, plus rămân. Dacă sunt minus, minus rămân. Deci la adunare, la prieteni, ce ai spus? Ce am zis? Plus și minus. Nu, nu e bine să spun plus și minus. Dacă sunt prieteni, păstrează semnul. Păstrează semnul prietenii și se adună. Deci se păstrează semnul prieteniei și se adună. Vor fi mai puternici, da? Da, dacă sunt prieteni, da? Da. Adică, Adi, dacă sunt cu minus, tot minus va face. Da. Dacă vor fi cu plus, plus. Da. Asta am spus. Dacă sunt prieteni, semnul, semnul prieteniei, da? Și dacă sunt dușmani, dacă sunt dușmani, dușmani, doi, a doua variantă, da? Doi, dușmani. Cum știți voi că dacă sunt dușmani? Cum? Se luptă, se luptă între ei. Care e mai puternic? Și, da, se luptă și semnul este cel mai puternic, da? Se luptă. Și învinge cel mai puternic, cel mai mare. Semnul va fi acelui mai mare, hai. Corect. Da. Se luptă, adică se scade din cel mai mare, cel mai mic acolo, se luptă de aceea, se întâmplă și cel mai puternic învinge. Semnul se păstrează acelui mai mare. Da. Bă, dacă le știți pe astea sub formă așa de exponate de plastic, nu aveți treabă niciodată. La mulțire și la împărțire. Dușmani. Nu mai plus cu plus, mai. Face cu boșitorii mai. Plus cu plus face plus, minus cu minus face plus, minus cu plus. Dușmani minus, prieteni plus. Deci, dacă sunt prieteni, face plus. Plus. Dacă sunt dușmani, minus. Atâta tot. Atâta mă trebuie să rețin. Nu tradu acum plus cu minus, minus cu plus, că iar te duci în partea asta a memorării mecanice și nu-ți rămâne esențial. Adică mai simplu decât acum n-am putut să... n-am altă variantă să prezint. Corect. Bun. Acum, insist să spun. Prin înmulțirea a două paranteze, nu? Trebuie să înțelegem că se ia primul cu toți ceilalți în a doua, al doilea cu toți ceilalți, al treilea cu toți ceilalți și mai departe. Până când ne epuizăm prima paranteză. După care reducem termenul semnal. Haideți acum un alt exemplu. Un alt exemplu. Minus 2x plus 3xy minus 4y plus 5, totul de mulțit cu 3x minus 2y plus 5 Adi, mă conduci tu pentru început. Da. Egal. Egal cu minus 2x ori 3x. Minus 2x ori 3x. Plus, plus 3x. Nu tot minus 2x, tot cu el lucrez. Așa, minus 2x ori minus 2x ori 2x. Minus 2x. Păi mă, tot ăsta se mulțește cu toți ăștia de aici. Da, păi am zis minus 2x ori 3x, ai zis. Da. Și minus 2x ori... minus 25. 2y. Asta, mulțit cu minus 2y. Deci vine minus 2x ori minus 2y. Mai are minus 2x cu cine să... Da, cu cine? Minus 2x ori 5. Deci plus minus 2x ori 5. Adina, mai are cu cine să nu. Lupte? Nu, cu 2x nu. Deci minus 2x și e buizat cu ăștia toți. Cine urmează acum la rând, Adina? 3xy. 3xy, deci plus 3xy
3xy, pune într-o paranteză, mulțit cu? Înmulțit cu 3x. Cu 3x, la început începe, da? Înmulțit cu 3x. Plus 3xy. 3xy. Înmulțit cu -2y. Înmulțit cu? -2y. -2y. Apoi. Plus 3xy. Plus 3xy. Ori 5. Ori 5, da. Miruna, plus, cine urmează acum? Minus 4y. Minus 4y. Deci vine minus 4y înmulțit cu Adina. Ori 3x. Ori 3x. Apoi? Plus minus 4y. Ori minus 2y. Ori minus 2y. Mai are cu cineva? Plus. Adi, mai are pe da. Cineva? Pe cine? Minus 4y ori 5. Deci plus minus 4y. Plus ori minus 4y ori 5. Îl facem și cu 5, nu? Acum, da, sigur, că până terminăm pe toți. Plus, Adina, plus 5 înmulțit cu? 5 înmulțit cu 3x. Da. Plus 5 înmulțit cu minus 2y. Da. Plus 5 înmulțit cu 5. 5 ori 5. A. Și egal cu. Adi, ia-o de la capăt. Egal cu minus, nu, egal cu, bă da, minus 6x la pătrat. Minus 6x pătrat, Adina? Minus 6x pătrat plus 5 plus 2x. Cât este rezultatul de aici? 2xy, 4xy. Semnul. Plus 4xy, da? E zis bine, dar eu vreau să insist să văd siguranță. Plus 4xy. Miruna? Plus minus 2x ori 5 e minus 10x. Minus 10x. Plus. Așa. Plus Adina. Plus 9x la a doua y. Plus 9x la a doua y, Adi? Așa, minus, unde suntem așa, minus 1xy la pătrat. Nu, ai 3xy și minus 2y. Minus 6xy pătrat. Minus 6 x y pătrat, Adina? Plus. Păi da, atenție mult, că de-acum așa vă pun. Când 3 xy ori 5, da. E 15 xy. 15 xy. Miruna? Știu, știu. Minus 12 x, y, ori y, x, ori x, y, de același lucru, minus 12 x, y, Adi? Plus 4, ăsta, plus 8 y pătrat. 8 y pătrat, Adina? Plus, minus, pardon, minus 4 y, minus 8 y pătrat. Minus? Minus 20 y. Minus 20 y, da? Miruna? 15x. Plus 15 x, minus Adi? Nu, Adi, nu minus. Adi, da? E minus 10 y. 10 y, da? Și plus? Da? Plus 25. Plus 25. Minus, plus 15 a fost, nu? Plus 15 x, trebuia să spun, am uitat să spun. 15 x plus? Dar de ce plus? Că e minus, că e plus cu minus. E plus cu minus. Păi 5 ori minus 2, mama? Minus 10 y. Da, e minus 10 y. Da? Și 5 ori 5, 25. Miruna, tot ai deschis vorba. Hai te rog că caută termen asemenea, x pătrat. De la un cap la altul caută x pătrat. 6x pătrat, 9x pătrat, y, 6x. Nu, asemenea. Da, asemenea caută. Deci termen asemenea, în x pătrat, simplu, numai x pătrat. Dacă mai găsim x pătrat. X pătrat. 9 ori x pătrat. Mai avem acolo x pătrat. Da, dar x pătrat. Nu mai avem. Nu mai avem. E singur. X pătrat, atâta este, da? Minus 6x pătrat. Înscriem. Minus 6x pătrat.
Da? Da? Adi, în XY. Păi, avem o dată la 15. 4XY, 15XY. Și la 12. Și 12XY, da. Așa, și atât. Atât. Cât face? Ia să vedem, plus și cu plus de plus. Lasă-mă că nu mai zic. Plus 4 mere, da. Și cum că 15 mere la un loc? Dă 19 mere. 19 mere, mere scăzut. Și scăzut 12 mere, păi 7XY. Deci face 7XY. Plus, minus? Semnul? Plus. Min. De fapt, stai la că. Deci, nu e mulțire. Nu e mulțire. Plus. Plus, mă, da. Plus 7XY, da. Că 4 și cu 15, 19, și din care scădem 12, facem 7XY. Adina. Plus, plus, o muncă. Plus. Plus, da, plus 7XY. Adina, minus 10X. Minus 10X. La fel ca minus 10X. Da. Adică 15X mai avem. Deci, minus 10X și mai este 15X, da? Da. Și atât. Atât. Cât? Cât? Cât rezultă? Semnul. Plus, 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 minus. Deci minus. Deci minus chiar. Plus, minus, plus, cu minus, plus, cu plus. Nu, plus, minus cu plus. La adunare. La adunare, când sunt dușmani, se bat între ei și... Câștigă cel mai puternic. A, plus, da. A, plus, plus. Plus, plus, 25. De unde? Sunt dușmani, se bat. Stai, 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 stai. Plus 5. Păi, plus 5. Plus 5. Îl pui până mai mare, 15x minus 10x. Da. 5 minus 10, mamă, 5x. 5x, da. Deci plus 5x. Vreau să fac. Nu mecanică, vă duceți, v-am spus, nu degeaba, atâta experiență care am ca profesor, știu foarte bine că școala asta românească nu vrea să se așeze deloc. Iată copiii acum într-o derută fantastică, când în clasa a șasea li se spune asta și în scurt timp, plus cu minus, minus cu plus, legile așa, ei sunt într-o derută și sfârșesc în final, formidabil de grav, termin liceu și nu știu semnul algebră. Asta e grav. Dar dacă s-ar fi făcut din la întâia și s-ar fi spus că e posibil și la scădere treaba aceea cu a întâia și a doua, doi ani de zile, doi ani de zile și-ar spun m-am împrumutat, am rămas dator, nu știu ce, abia a intrat treia și a patra când facă mulțirea și apoi împărțirea și repetând semnele la algebră, lucrătul în Z ar fi fost extraordinar. Dar iată, asta e realitatea în școlii românești. Nu se vrea. Nu se vrea. Se vrea ținut așa, mecanic ei vor să rețin plus cu minusul la adunare, minus cu plus, minus, plus, plus, minus. Și asta e drama. Păi a semnat cu mulțirea. Acum adunat și scădeți. Atenție! Pot să fac. Acum. 9x pătrat y. Mai căutăm x pătrat y. Copii. Mai sunt? X pătrat y. Nu mai termina să. Deci plus 9x pătrat y. Următorul termen. 6xy pătrat. Xy pătrat. Nu, doar 6. Asta este. Deci minus 6xy pătrat. La ce am ajuns, Bernard? La 15xy. Da, l-am făcut unde trebuie subliniat. L-am subliniat. Îl putem tăia dacă e nevoie. 8y la a doua. Nu mai e. Mai avem? Nu. Nu, îl scriem. Plus 8y la a doua. Acum pot să zic eu? Da. 10 Adi? 20 Y, ca mai avem cu 10 Y. Da. Da? Și cât faci? Minus 10 Y. Cum? Minus 30 Y. Minus 30, mă. Că sunt prieteni, mă. Da. Când sunt prieteni, păstrează-mă semnul prieteniei, mă. 30 Y. Minus 30. 30 Y. Da? Minus 30 Y. Și mai avem termen? Mai avem 25. Plus 25. Și plus 25 cu asta am terminat. Facem următorul experiment, așa facem. Nu degeaba insist. Este esențial. Acum, 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 acum. Mai facem așa. Păi la mulțire e ca la împărțire, măi. Dacă știi la mulțire, știi și la împărțire. Ce să mai fac? Deci la mulțire, la împărțire ca la mulțire. Și cum am zis? Păi nu să faci gen exerciții. Faci și înțeleg exerciții, dar tu mai insist pe paranteze. Vreau să vă dau acum un exercițiu. O mulțire de două paranteze și lucrați independent și dați fiecare rezultat. Corect. Haideți, să facem. Haideți. Fiecare cu rezultatul lui. Da. Deci, în
N-aș dori asta? Nu copii, nimeni de la mine. Nu. Nu, păi, dar nu ne furăm căciula. Și eu nu avea să copii și de-aia eu nu o las. Cum, am zis glumiță după. Da. Ia să zicem așa. Minus 3xy minus 2x plus 3y minus 1 totul de înmulțit cu minus 2x plus 3xy minus y plus 3. Sunt într-o lecție de matematică, mă iertați acum. După ora 10, după ora 10. Da, da. Bine, vă salut. A terminat de mulțit parantezele, adică nu redus termen asemenea, nu făcut. Nu a luat primul cu toți celălalt, al doilea? Eu. Te rog să încerc. Minus 3xy. Deci minus 3xy. Ori, mă corectez și eu. Minus da, 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 da. Ori deci minus 2x. Ori minus 2x, da. Plus minus 3xy. Minus, plus minus 3xy. Ori plus 3y. Ori 3? XY. 3XY. 3XY. Ai zis numai 3Y. Ori 3XY, da? Toată lumea urmărește ca să vedem dacă aveți greșeli, da? Da. Acum. Plus. Plus. 3XY. Minus 3XY. Minus 3XY. Ori? Ori 3YX. Ori minus Y. Ai, atunci, Y, da. Ori minus Y. Ori minus Y. Adi, până aici ai corect? Da. Continuă tu, Adi. Plus
minus 3xy ori 3. Ori 3. Da. Miruna, mai avem de continuat cu mulțirea? Minus 3xy? Nu. Ce ar urma acum? Cine intră la rând, Adi? Minus 2x. Deci plus, plus minus 2x ori? Minus 2x ori minus 2x. Ori? De la minus 2x ori minus 2x, foarte bine. Plus. Plus minus 2x. Minus 2x. Ori? Aici a rămas. Ori 3xy. Da. Ori 3xy, da? Da, ori 3xy. Miruna. Plus minus 2x ori minus y. Minus 2x ori minus y, da? Plus minus 2x ori 3. Plus, plus minus 2x, Adi, corect? Da. Ori minus 2x ori 3. Continu tu, Adi, plus? Plus 3y. Foarte bine, 3y începe, 3y ori? Ori minus 2x. Da. Plus? Da. 3y. 3y. Ori? 3y ori 3xy. Ori 3xy, nu mai pun în paranteză că spus da. Așa. Plus? Plus 3y ori minus y. Așa, ori minus y, că îl punem în paranteză pe minus y. Plus? Plus 3y. Da, ori? Ori plus 3. Ori 3. Ori 3. Nu mai are rost, da? Și acum plus, minus. Am terminat cu 3y. Da. Adina? 3y. Suntem la... Am terminat pe 3y cu toți. Plus. 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 Minus 1 înmulțit cu... Minus 2x. Minus 2x. Mai departe. Plus. Minus 1. Ori. Ori 3xy. 3xy. Plus. Minus 1. Ori. Ori minus y. Ori minus y. Plus minus 1. Plus minus 1 ori? Ori 3. Egal cu individual munciți. Deci individual vedem ce puneți. Da, putea să dăm un factor pământ pe minus 3. Nu dăm niciun factor pământ, ne frământăm de altceva. Da. Ce? Vreți să termine asemenea, adunați? Păi asta și fac. Da. Aveți? Dar terminăm de mulțit, că numai că am desfășurat. Și acum luăm Miruna de la capăt, de aici, și facem o mulțire. Da. Acum e legea semna la mulțire. Da. Legea da, semna la mulțire. Eu n-am nimic de comentat aici. Ai toate legile puse acolo. Ce să spun? Ești singur cu foița, cu regulile în față. Și la mulțire sunt doar simple, foarte simple. Sunt la fel să obține nu știu ce, dușmani să obține nu știu cum. Caută tot timpul acolo, plus cu minus nu știu ce. Caută acolo, dacă e mecanic. Nu e mecanic. Nu, să nu fie.
terminat, nu, copii. Aștept. Hai, hai. Hai, cum se poate și voi? Păi, da. Mă interesează dacă ați terminat de mulțit. Cine a terminat de mulțit? Mai am un pic, că sunt la 3 Y ori minus Y. Hai, n-are importanță. Așa trebuie făcut la geometrie, așa trebuie făcut tot timpul. Pentru că în clipa în care se opere pe tablă, nu e deloc eficient. Cu foaia goală. Eu mă înțeleg pe ei de ce sunt pe tablă, doar au scris pe caiet. Pentru că ți-a întors paia. A, ți-a întors paia. Da, ok. Profesor, dar explicați-mi și am, cred că nu știu. Am să explic o dată, să termine și pentru Anca. Da. Dacă ai tu nevoie, acum nu fac. A, nu. Nu am nevoie. Anca, deci e vorba de mulți două paranteze și am luat pe primul și se mulțesc cu toți ceilalți. Ai văzut aici, da? Tu îmi pal cu toți ceilalți. Colega ta era foarte grijulie să facem așa tot. Da. Ce e în urmă, am explicat. Acum legea semna la mulțire. Am terminat. Ai mulțit? Da. Acum știu. Cât mai aveți? Eu mai am încă două operații de făcut. Hai. Știți că timpul de lucru este același pentru toată lumea. Și de aceea, din multe ori spuneți și nu mi-am ajuns timpul. Așa, Adi, te rog să vorbești. Deci începem, da? Da. Plus 3x pătrat y. Dar de ce plus 3? Că e 3 ori 2. Plus 6xy. 6? X pătrat y. Așa, 6x la a doua y. Da. Plusul e corect. Așa. Dincolo, Adina? Minus 9x la a doua, y la a doua. Minus 9x la a doua, y la a doua, Miruna? Plus 3xy la a doua. Plus 3xy la a doua, Adi? Minus 9xy da. Da. Plus? Da, e plus. E plus. Minus. Pe plus cu... Plus, minus, 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 da. Deci minus ai zis bine, Adi, minus? Da. 9xy. 9xy. Nu, Miruna? Plus 4x la a doua. Plus 4x la a doua, Adi? Minus 6x la a doua y. Așa, Adina? Uite, aici s-am repuizat, aici suntem. Aici, la minus 2x ori minus y. Da, minus 2x ori. Minus 2i. Deci, semnul mă interesează, Miruna? Minus 6x la 2i. De unde e minus 4? E plus. Minus. De ce plus? Suntem la operația... Că e la următorul, Miruna, nu e la unde ești tu. De ce ești să zic? Acolo, pentru că minus și cu minus de plus. La mulțire când sunt la fel? La minus 2x ori. Păi și eu, măi, la asta, că n-am... Dar am fărie pui zapă ăla. A, l-am făcut pe la minus 6x la mai. E plus 2 ori x ori. 2xy. Da. Am arătat ce există asta aici. Deci dacă voi vă uitați în altă parte și rămân cu voi împreună, am zis minus 6x pătrat y și mai departe plus 2y, 2xy, parcă nu? 2xy. Așa, 2xy. Minus 6x. Minus 6x, minus Adina? Minus. Minus minus 6x, ai dreptate? Da, i-am pus yx. Nu are importanță, că mulțirea comutativă. Deci minus 6xy. Anca? Anca? Minus 6xy. Minus 6xy. Anca? Aici suntem, Anca. Da? Plus 9, 3 între 9.
x, y pătrat. X, y la 1, y la 1, am făcut în clasa a 5-a, copiii învață și adună exponenții. Y la a 2-a, 1 și cu 1 fac 2. Deci când e plus 9... Plus 9, x, y pătrat. X, y pătrat. Adi? Ăsta ce am mai scris, minus 3y pătrat. Minus 3y pătrat, Miruna. Plus 9y. Plus 9y, minus Adina. Minus 9y, minus. A zis minus, dar eu poate am zis prostii. Adina, tu hotărăște aici ce spui. 3 plus 2x. Plus 2x, da. Adi. Plus minus. 3xy. Minus. Păi-s dușmani, mă. Minus 3. Așa. Da-s dușmani. Da. Să obținem numai minus. Păi tu știi ce e important? Minus. Un semn aici greșit. Da. Unul sigur. O dată s-o termina tot. Păi, da. Copii. Nu vorbesc decât în cunoștință de cauză. Dacă tot ai lucrat perfect și ai o singură greșeală. S-a dus. Deci că am pus în loc de plus, am pus minus. Da. Ca și cum ar fi bună ziua. Da. Ai văzut, unul e plus în partea dreaptă, plus 2 e acolo și minus 2 în partea cealaltă. Corect. De la 0 înapoi. Deci totul s-a stricat, nimic nu mai poate fi urmai. Un simplu semn. De aceea este esențial. Acum sau niciodată. Corect. Unde suntem acum? Aici. Plus y. Minus 3y, plus minus y, așa. Acolo cât? Plus y. Plus y, amândoi sunt cu minus, deci plus y. Minus 3. Minus 3. Corect. Egal cu. Hai, Adi, la un capăt, să reducem termenul asemenea. Păi, ăsta că eu nu mai știu de neamă ce buba, da. Păi, de la 6x pătrat y, de acolo. Păi, 6x pătrat y cu 9x. Nu, mai avem și 6x pătrat tot acolo. Minus 6. Deci ăsta de aici și ăsta de aici, da? Și nimic de rest. Și cât de? 0. 0. Se reduc, mă, că sunt unul cu plus și altul cu minus. Termina 6 minus 6, fac 0. Deci mai avem ce? 9x pătrat y pătrat mai avem? X pătrat y pătrat. Mai avem? Cu ochiul de la un cap până la altul? Nu avem. Minus 9x pătrat y pătrat. XY pătrat. Deci mai avem 6xy acolo. Deci xy pătrat, da? A, da. XY pătrat. XY pătrat, atenție. 3xy pătrat. Deci 3xy pătrat. Și 9xy pătrat. Ăsta de aici și care? Și 9xy pătrat. Și 9. Cât face Adi? Plus 9 și cu plus 3. 3 dă 12xy pătrat. Semnul? Plus! Așa, mă. Mai dacă îți spui minus, dacă nu săream în sus, așa. În fil, săream în sus, plesneam de furie. Deci plus, mă, că... Da, da? Că deci 3xy pătrat... Dar nu-i 3xy, 12. 12, da? 12, bun. 12xy pătrat. În xy. Mai avem 6xy, da. Hai să luăm la rând, mama, nu așa pe sărire. 2xy, 2xy. Deci minus 9xy odată. Da. Atenție la semn. 2xy, 6xy. 6xy. Minus 6xy. Da. Minus 6xy. Și minus 3xy. Și minus 3xy. Și minus 3xy. Ia, hai să facem. Și-ar da 7xy. Atenție, Mirona! Pe minus 9xy plus 2xy și atunci ești minus 7. Foarte bun! Minus 7xy. Plus 9xy e 2xy. Așa. De fapt, nu, unde 9? Unde acolo, 9? Nu, nu e. Mai Mirona. Noi ne uităm după asta care am făcut așa. Deci avem minus 7xy cu minus 6xy, minus 13xy și... minus 13, minus 3? Minus 16 xy, corect. Minus 16 xy. Adi, n-ai mai urmărit. N-ai mai urmărit, hai să mai urmărim o dată, faci tu. Păi, minus xy. Nu minus xy, minus 9. Minus 9 xy cu 2 xy. Cât par? Minus 7 xy. Bun. Minus 7, minus 6. Minus 7, minus 6, Adi, la adunare. Minus
Minus 13xy. Minus 13xy da. Și minus? Minus... 3xy? Minus ăsta... 16xy. Minus 16xy. Acum te-a văzut că le văzut, te-ai văzut că le luăm încă o dată? Șanca? Încă o dată, Anca. 9xy. Minus 9xy. Minus. Plus 2xy, da? Minus 9 și cu plus 2, cât face? Minus. Minus? Minus... Adi? 7. Minus 7xy, a scăzut din cel mai mare pe cel mai mic și am dat semnul cel mai mare, deci 9 minus 2, 7. Minus 7xy. Minus 7xy și minus 6xy. Semnul mă interesează. Minus. Sunt prieteni, deci se adună și păstrează prietenia. Semnul comun. Minus 13xy și cu minus 3? Minus 16xy. Minus 16xy. Minus 16xy. Minus 16xy. A treia oară, deci, atenție, Adina. Atenție că a treia oară se repetă. Dacă ești atent când se zice o singură dată, n-ai voie a doua oară să... Ei, să zicem că ești tu primul, bâlbâi. Tot asta sau... Tot asta. Asta. Deci 9x minus, minus 9xy cu minus... Minus 9xy plus 2xy. Cu 2xy e minus... 7xy. Minus 7xy și cu... Minus 6xy. Minus 13xy. Minus 16xy. Minus 16xy. Minus 16xy. Minus 16xy. În 4.